Șahtior și ASEA Târgu Mureș n-au jucat decât două reprize scurte, prima de 30 de minute, a doua de 35. Lucescu a băgat pe teren în prima parte doar 6 titulari și nu a putut trece de barajul creat de Sabău. Mi-a plăcut echipa, bine organizată, un nivel tehnic destul de ridicat. În prima repriză dificultate am ajuns la finalizare, datorită un mod special organizării jocului lor. După care, sigur, repriza a doua, experiența superioară, poate și valoarea superioară, a făcut ca rezultatul să fie în favoarea noastră. ASEA Târgu Mureș s-a întărit serios în această iarnă cu jucători din prima ligă. Evoluțiile bune ale ardelenilor ar trebui să-i pună pe gânduri pe cei de la CS Universitatea, care vor juca pe 1 martie în Bănie împotriva trupei lui Sabău. Sunt două echipe bune pentru Liga a doua. Sigur, CSU au investit mai mulți bani, au adus jucători de calitate. Va fi un campionat destul de tare, destul de disputat. Cel mai important meci va fi cel din prima etapă de anul acesta, CSU? Nu e decisiv, e important. Totdeauna Craiova a fost ceva mai special, Oltenii a fost ceva mai... Totdeauna Oltenii au fost altfel decât au fost ceilalți și decât sunt ceilalți, așa că nu mă mire nimic. Orice ar putea apărea la Craiova nu-i de mirare. Golurile ucrainienilor au fost marcate de Fernando și Schneider.